Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. Așa cum vă anunțam și ieri la emisiunea Design Perfect, astăzi discutăm despre un set de instrumente, îmi place mie să-l numesc, care se adună sub numele de metoda Călătoria. Tot ieri am avut și un scurt mesaj din partea lui Brandon Bays, astăzi îl vom vedea mai lung, pentru că ieri a fost ziua ei, odată cu eclipsa de soare. Ea este așa ca un soare tot timpul cu foarte multă bună dispoziție și vestea bună a acestei toamne este că Brandon Bays revine la București cu o nouă formă a seminarului ei, Journey Intensive, și e cumva o invitație pentru fiecare dintre voi să simțiți în această seară dacă este pentru voi. Dacă cumva ceea ce se găsește în această învățătură naturală a corpului de deblocare emoțională, și deja știm deblocarea emoțională înseamnă și înlăturarea somatizărilor fizice, poate să vă aducă acea schimbare pe care poate vă doriți, să aducă niște răspunsuri la întrebările pe care le aveți de foarte mult timp. În această seară am alături de mine pe două dintre... Stai, acum trebuie să fac un acord. În fine, ele sunt practicieni acreditați... Sunt practicieni acreditați Călătoria. Este Patricia Cihodaru, de altfel una dintre cele două doamne care au adus-o pentru prima oară pe Brandon Bays aici, iar Patricia este și presenter Călătoria. Vă aduceți aminte, acum câteva luni am avut o invitată și am vorbit despre metoda Călătoria la copii, Journey for Kids, și care a avut mare succes. Bună seara! Bună seara și mulțumesc încă o dată! Iar Maria Alina Guțoi, așa cu zâmbetul ei inocent, cumva a îmbrățișat exact această parte a somatizării fizice. Ea se pregătește, este în formare kinetoterapeut, este deja terapeut cu terapiile craniosacrale, este practician Călătoria și... Da, cumva dansează între aceste două dimensiuni, să spun, fizică și emoțională. Bună seara! Ești acum, nu numai că dansezi, zbori. Mulțumesc de invitație! Bună seara! Da, îmi place să zbor. Am să intru direct în subiect. Până la urmă, cum am putea să definim ce este metoda Călătoria? Pe spate avem câteva citate de la Brandon Bays și aș vrea să traduc primul: să ai încredere că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un motiv, iar acel motiv este spre binele tău, ne-am spune noi, spre binele tău suprem. Ce este? E foarte greu de pus în cuvinte. Da, e greu de pus în cuvinte pentru că e o mare bogăție în toată metoda aceasta Călătoria, pe care e greu să o surprinzi doar în câteva cuvinte. Așa, foarte simplu fie spus, metoda Călătoria este un set de instrumente cu care lucrăm asupra stresului emoțional pe care noi îl acumulăm de-a lungul vieții. Nu există o educație emoțională la nivel public, să zic așa, la nivel național. Încă, da. Și atunci s-a creat această nevoie, pentru că totuși emoții negative există, din plin, din păcate, și poate tot mai mult în ziua de astăzi. Și atunci s-a creat această nevoie în sufletele oamenilor de a se elibera de stresul pe care l-au acumulat. Iar metoda Călătoria asta face, răspunde acestei nevoi de eliberare de emoțiile negative într-un mod care se adresează, dacă vreți, și supraconștientului. Deci noi, în metoda Călătoria, nu doar că ne vindecăm emoțional, ci și accesăm un nivel superior de conștiință. Accesăm supraconștientul, cum i-ar spune psihologii, sau sursa, cum îi spune Brandon Bays. Patrice este psiholog de formare și de aia. Da, și deci discursul meu o să mai fie impregnat de psihologisme, ca să spun așa.
Da, deci accesăm supraconștientul. Spuneam, acel supraconștient pe care îl accesează și marii creatori în operele de artă, în momentele de inspirație, când creează acele capodopere care pe noi ne lasă, poate și la sute de ani distanță, ne lasă mulți de uimire și ne creează această stare de... Da, cât de frumos este, ne trezește sufletul. Același supraconștient îl accesăm și prin călătoria, folosind calea emoțiilor. Știi ce nu se înțelege, în ce puțin în educația, să spunem, noastră? Noi depășim emoțiile negative, cumva ascunzându-le sub preș. Da, ok, ți-e frică, nu știu, de expunere. Ei, și ce? Uite, te îmbărbătezi un pic și gata, nu ți mai e frică de expunere. Și ce dacă îți e frică să vorbești cu un băiat? Pur și simplu, eu te împing de la spate și vorbești cu un băiat. Merge, pe termen scurt, funcționează. Problema este că pe termen lung, efectul este că acea emoție pe care tu nu ți-ai dat voie să o trăiești, pe care ai băgat-o sub covor, se acumulează în subconștient și de acolo o să răbufnească cumva, fie printr-o somatizare, așa cum spuneai tu foarte frumos mai devreme și probabil o să ne spună și Maria mai încolo, deci fie printr-o somatizare, prin apariția unei afecțiuni fizice, fie printr-o tulburare emoțională, ne trezim cu atacuri de panică sau cu depresii sau cu anxietăți sau, eu știu, cu comportamente de dependență, ca să ascundem acele emoții, să ne ferim de ele prin refugiu într-o substanță, fie prin tulburări de concentrare sau de atenție, și sunt mulți copii care, din păcate, sunt diagnosticați greșit cu ADHD, deși la rădăcina instabilităților și a hiperactivităților se află niște probleme emoționale pe care ei le rulează în fundalul psihicului lor fără a le găsi o rezolvare. Și atunci, deci, asta se numără, se reprimă și reprimarea pe termen lung produce efecte nedorite. Dar știi, cel puțin la atacuri de panică, atunci când propui unui om care se ferește de atacuri de panică pentru că le are tot timpul, zic, hai că îți fac eu un proces călătoria în care te deschizi emoțiile. Oh, wow, adică cum? Eu fug de frică și tu îmi spui să mă arunc în frică? Da. Cum e să nu fie... Și să știi că în ultima vreme am auzit și oameni foarte sinceri, inclusiv un psiholog destul de cunoscut, care îmi spunea, nu, eu nu vin la Journey pentru că știu, te bagi în emoții, nu sunt pregătită să mă bag în emoții și nu vreau, mie mi-e frică de emoțiile mele. Sunt, în metoda călătoria sunt puse la dispoziție mai multe modalități de a accesa emoțiile, astfel încât poți să folosești cu o persoană, cu un client, cele care îi se potrivesc clientului. Deci dacă lui este frică să-și simtă emoția plenar, atunci o să folosească altă strategie pe care tot metoda călătoria o pune la dispoziție, astfel încât să poată lucra acea persoană cu emoțiile proprii, acceptându-le cu blândețe, cu bunăvoință, fără, deci simțindu-se permanent în siguranță, fără okay, a trăi asta această teamă da, de e emoții. E important. Ce zic, că n-a murit nimeni, niciun proces. Câte știu. Din potrivă, este extraordinar de eliberator. Și oamenii pleacă cu mușchii feței relaxați, zâmbind, cu o pace care răsare așa, izvorăște din interior. Deci efectul este pozitiv. Și e important de spus, spuneam și data trecută în ceea ce privește călătoria pentru copii, că atunci când vorbim de boli, de afecțiuni în care există o medicație, nu o să-ți recomande nimeni să oprești medicația, ci evident, este adjuvant. Evident că nu. Deci călătoria se adresează planului emoțional. Atunci când stresul emoțional a ajuns să se traducă într-un fel în corp, sau, cum spuneam, să se traducă prin tulburări emoționale, nu înlocuiește niciun tratament, ci se adaugă lui ca un suport, ca un adjuvant, așa cum ai spus tu, care fortifică, să zicem, psihicul persoanei și îl face chiar mai rezistent psihic, mai ales în bolile grave, unde e nevoie de rezistență psihică pe termen lung. Metoda aceasta își arată, să zic așa, din plin beneficiile, pentru că, spuneam, fortifică psihicul omului și îl ajută să-și urmeze tratamentul. Știi, vorbim într-adevăr de un ajutor miraculos în afecțiuni foarte grave. Pe de altă parte, astăzi citeam un testimonial al unui coleg de-al nostru, că, bărbat, că
care spunea că el așa avea percepția despre călătoria, că te duci la seminarul Journey Intensive doar dacă ai niște probleme foarte grave. Și, în general, bărbații nu prea consideră că au vreo problemă în viața lor și pentru ei e totul bine și... Dar s-a dus de dragul soției, mai știu eu pe cineva, la mine pe acasă. Și a ajuns acolo și a descoperit că pur și simplu a reușit să dea jos niște greutăți de pe umăr pe care nici măcar nu știa că le duce. Și asta mi-a plăcut, că nu neapărat trebuie să... Dacă te simți atras, dacă simți chemarea, cum spun eu, atunci înseamnă că e ceva pentru tine acolo, o să vezi tu ce. Maria, cum a început povestea ta, apropo de somatizări? Printr-o somatizare. Povestea ta legată de Journey. Da. Cum spuneam, îmi place să zbor și sufletește și fizic cu avionul. După un zbor, am ajuns acasă cu rău de avion. Nu mi-a fost rău pe avion, mi s-a făcut rău când am ajuns acasă și după o noapte de vărsături am ajuns la spital pentru că nu reușeam să fac absolut nimic. Să-mi revin, nu puteam nici să beau o gură de apă. Și la spital mi-au spus, a schimbat procedura, am mai avut experiențe cu enterocolite, diagnosticate ca enterocolită, și ajungeam la spital, mi se punea perfuzia, în două ore eram cât de cât pe picioarele mele și îmi reveneam. Acum am spus, a schimbat procedura și trebuie să-ți facem analizele, oricum descrierea pe care o ai este de hepatită. Și am zis, ok, Doamne ferește, faceți-mi analizele. După câteva ore am primit rezultatul și mi-a spus, ok, nu e hepatită, doar că markerii de imunitate sunt atât de mici încât sunteți suspectă de HIV și vă ținem peste noapte în spital. Am zis, mulțumesc, atâta timp cât ajung la perfuzii și stau liniștită și îmi revin, este în regulă. Născusem de curând și eram cumva liniștită că am făcut toate analizele și știam că sunt sănătoasă. S-a dovedit că acest suspect de HIV nu era real. În schimb, pentru mine a rămas un semn foarte mare de întrebare, ce se întâmplă cu markerii de imunitate. Și atunci am căutat cât mai multe răspunsuri. Mi-am făcut din nou toate analizele. Am fost la o diagnoză pe biorezonanță făcută de un medic și concluzia a fost, ești sănătoasă, corpul tău este în regulă, dar se pare că somatizezi. Și mi s-a explicat puțin la momentul respectiv, pe lângă ce citisem, ce înseamnă somatizarea. Te care reacție, termenul. Este la bază o reacție chimică a corpului la stările noastre afective, la stările noastre emoționale. Deci, și cu toții o simțim, sau am avut experiențe de genul ăsta. Eu am început să mă interesez de somatizare în momentul în care copilul meu făcea febră brusc și nu știam de ce. Nu avea nicio cauză, nici amigdalită, nici gât, nici nimic, făcea febră. Și încet, încet povestea câte ceva de la grădiniță și brusc ne dădeam seama că a avut un eveniment în viața lui. Propriu zis, corpul reacționează în diverse feluri în care poate să se apere de o stare pe care nu o gestionez, de o stare emoțională, psihică pe care nu o gestionez, da? Și uneori sunt vărsături, uneori este durere profundă de stomac și așa mai departe. Inclusiv unele o căzătură. Se pot somatiza chiar într-o boală diagnosticabilă. Da, și sunt studii științifice care au dovedit deja că se ajunge chiar la boli foarte grave. Același medic care mi-a explicat despre somatizare mi-a spus, îți recomand să citești cartea Călătoria. Adică un medic ți-a pus în mână o carte. Interes. Da. Despre vindecare emoțională, da. Editura care este cartea este în Brașov. L-am sunat pe tatăl meu și l-am rugat să aducă cartea. Am citit-o cumva împreună. După ce am terminat cartea, am spus, ok, am o imaginație bogată, hai să văd ce se întâmplă. Și m-am așezat în balcon într-o seară în liniștea serii și am făcut o călătorie fizică. Așa cum mi-am imaginat eu. N-am respectat chiar toți. Oameni care se uită acum nu știu ce e aia călătorie fizică sau ce conține cartea Călătoria. Cartea conține povestea de viață a lui Brandon Beza, autoarei, și la sfârșit sunt date chiar și instrumentele, călătoria fizică și călătoria emoțională, adică acel mănunchi de instrumente care te... De bază, adică... care te trece cumva prin emoții sau prin corp, te ajută să comunici cu corpul tău, astfel încât să vezi ce a generat starea respectivă. Da? Indiferent instrumente pe care ea însă și-a descoperit când a avut o problemă gravă, respectiv o tumoră de dimensiunea unui mici de bască.
Da. Prin experiența personală a adunat acest mănunchi de instrumente, acest buchet de instrumente. Și având această curiozitate, am făcut călătoria fizică. În imaginația mea am călătorit în corp, în zona ficatului, unde era o zonă mâloasă. Și spre surprinderea mea a fost foarte ușor să accesez o amintire din perioada liceului, care avea legătură cu sora mea, mutată de acasă, își luase un câine și nu erau foarte bune condițiile și nu înțelegeam ce se întâmplă cu sora mea. Am făcut această călătorie. La sfârșitul ei am înțeles exact perspectiva, am înțeles exact ce nu înțelesesem la momentul respectiv, ce nu gestionasem la momentul respectiv, chiar dacă totul era firesc și normal, tot ce se întâmpla era un cadru normal, dar nu era nimic foarte grav sau extraordinar. Și întorcându-mă la zonă, verificând din nou zona ficatului, cum arată, era un verde smarald. Frumos. Da. Și după aceea, ți-a mai fost rău? Și după aceea și de atunci, eu nu știu ce înseamnă să ai vărsături. Aha. Da, încă somatizez, dar este un mod al corpului meu de a reacționa. Și am învățat să-l ascult. Și mai mult de atât, am învățat să mă opresc. Cumva, apropo de ce vorbeați mai devreme despre călătoria, pentru mine este un mod de a mă educa, să fiu atentă la mine, la corpul meu, la trăirile mele. Și la atunci când am nevoie de pauză să mă opresc, atunci când simt că mă bucur, să mă opresc și să mă bucur. Oh, și asta e extraordinar, să ții timpul ăla de sărbătoare până la urmă. Pentru că nu întotdeauna este vorba de emoții negative. Uneori nu facem față nici la cele pozitive. Da. Și tot astăzi citeam o altă declarație că da, avea o frică de emoții de orice fel, mai ales de stări de bine, pentru că nu se știa ce se întâmplă. Și dacă ți amintești, și eu am avut un astfel de pattern. Mie mai mult frică de succes decât de insucces, că pe ăla îl știu, m-am obișnuit, știu să îl gestionez cumva, să-l acopăr, dar ce te faci cu succesul? Ce te faci cu emoțiile alea pozitive când toată lumea se uită? Și, mă rog, am descoperit tot așa o amintire în care am legat cumva că imediat după un succes vine, e expunerea atât de mare încât vine și cineva care să-ți dea la picioare. Și atunci mai bine ne ferim de succes, să stăm pe undeva pe la mijloc, că e mai bine. Dar lucrurile astea se pot lucra până la urmă. Vorbeai de zbor. Și pentru că vorbeam de zbor, știți că mie îmi place să citesc, să apelez la carduri, pentru că ce se întâmplă, de fapt, ori dacă răsfoiești o carte la întâmplare de 3 ori, ori dacă folosești aceste carduri ori de la înger, sau există și cardurile Journey, îți vine acel mesaj, practic, de la partea ta mai înțeleaptă, sau cum spuneai tu, de la supraconștient? Conștient. Așa, luăm pe toate părțile, de care ai nevoie în momentul respectiv. Și probabil că nu întâmplător, astăzi când am deschis pachetul Journey, pentru că am decis să deschid pachetul Journey în fiecare zi până la seminarul Journey Intensive, a venit cartea care vorbește despre zbor. Și aici aș vrea să te întreb, Patricia, cât de important este pentru copii, cum gestionează părinții emoțiile lor și blocajele lor și fricile lor. Am să citesc așa, cumva pe diagonală, mesajul cărții. Mesajul cărții spunea: ia-ți zborul, și era o mică povestioară. Îi spunea: hai, veniți la margine, probabil vorbind de profesorul de zbor cu păsările, spuse el, nu putem, ne e frică. Hai, veniți la margine. Nu venim, ne e frică. Hai, veniți acum la margine, spuse el. Și au venit. Și el i-a împins și i-a zburat. Te-ai simțit în ultima vreme blocat, limitat sau țintuit la pământ? Te simți îngenunchiat de probleme zilnice și de rutină? E timpul să ieși din zona de confort, să încerci ceva diferit, poate chiar ceva de care ți este teamă. E timpul să te deschizi către necunoscut. Și dacă ai avea acces nelimitat la înțelepciune, la curaj, la talent și la libertate, ce ai face? Și dacă cumva simțiți că nu e posibil așa ceva, imaginează-ți un buchet plin de baloane
de baloane pline cu aceste resurse și respiră conținutul lor. Simți cum îți hrănesc întreaga ființă. Acum, către ce ai putea să fii deschis? Către ce ai putea să tinzi? Către ce ai putea să zbori? Ce vei face atunci când vei putea face orice? Cum vei zbura de lin? Mi-a plăcut foarte mult mesajul de astăzi și iată cum se potrivește cumva de povestea ta. Cum zbori de lin? Chiar plutești pentru că accepti, cel puțin asta este una dintre lecțiile mele, că emoțiile, pozitive sau negative, sunt ca norii pe cer. Vin și trec. Ele rămân în tine, le somatizezi, se agață de tine atunci când nu ești dispus să le lași să curgă, să le lași să vină și să plece ca norii pe cer. Te așa s-a pus să și traduc ce scrie acolo. Să te vindeci nu înseamnă să te prefaci cumva că rana n-a existat niciodată, ci înseamnă că acea rană nu-ți mai controlează viața. Asta e foarte frumos. Hai să ne întoarcem cumva la părinți și la copii. Pentru că noi am fost educați într-un anumit fel, cumva din inconștient de data asta ne vine pattern-ul de a face aceleași lucruri și când aud fraza și m-am mai auzit și pe mine câteodată, dar și ce? Și părinții mei, uite, habar n-am, mi-au mai dat o palmă sau ceva și uite că am crescut bine. Mă rog. Da, deci spuneam, noi nu avem educație emoțională, nici părinții nu au educație emoțională și ce se întâmplă în procesul de dezvoltare a copiilor este că un copil o să copie inconștient, fără să-și propună asta, modul de reacție al părintelui în diferite situații stresante, indiferent care e emoția, că e o furie, că e o tristețe, că e o îngrijorare, că e o dezamăgire, că e o stare de jenă, de umilire sau orice altă emoție negativă, deci acel copil o să învețe, fără să-și dea seama, modul în care părintele lui răspunde la acea emoție. Și dacă părintele nu alege modalități sănătoase de a gestiona emoții, pentru că poate nu le-a avut la dispoziție, nu l-a învățat nici pe el nimeni, atunci acea reacție nesănătoasă, acel răspuns nesănătos se perpetuează din generație în generație. Și se creează un lanț de suferință care se datorează acestei lipse de educație și pentru că nu se intervine în acest lanț autoperpetuant. Spune-mă însă ce e diferit la copiii de astăzi? Că sunt de pe altă planetă. Sunt multe lucruri diferite. Ei cresc cumva mai liberi. Eu am văzut reacții la copii care spuneau mamei sau tatălui, nu vreau să fac asta, ce o să-mi faci? Și am rămas pentru că mă gândeam că pe vremea noastră, când eram noi copii, nici prin cap nu ne trecea să ne gândim la așa ceva. Ceea ce denotă, pe de-o parte, o libertate mai mare a spiritului uman și, pe de altă parte, din punct de vedere strict al adaptării, pot să apară riscuri legate de, eu știu, dificultate de a asimila regulile sociale. Okay. Da, deci copiii sunt, poate ei propun un nou stil de viață, o nouă eră, o nouă. Deci viața se dezvoltă generație cu generație. Și atunci cred că ei au în sânge, au în genele lor nu doar trecutul, ci și viitorul către care se îndreaptă lumea. Noi ce ar trebui să fim pentru ei? Noi putem să fim ca grădinarii cu florile, adică să-i cultivăm, să-i, cu tot ce știm noi, mai bine și mai sănătos, ca ei să crească sănătoși și drumul o să și-l aleagă ei după sufletul lor. Practic, dacă asta am reușit, să-i învățăm să-și asculte sufletul, cred că ar fi un mare pas. Să-i învățăm să trăiască din acel... Și putem să-i ascultăm să-și asculte sufletul, să-i învățăm să-și asculte sufletul cât noi nu știm? Să facem asta? Evident că nu. Cum spuneam, ei or să copie de la noi, putem să le predicăm oricât. Dar dacă noi comportamental facem altceva, noi le spunem cât de frumos e să trăiești la nivelul sufletului, dar noi continuăm să ne agățăm de egourile noastre și de tiparele noastre de suferință, copilul asta o să învețe. Dacă noi îl învățăm că e frumos să fii sincer, să nu spui niciodată minciuni și sună cineva la ușă și îl trimitem, te rog, du-te și spune că nu-s acasă, în clipa aceea copilul a învățat comportamentul oricât i-am predicat noi despre adevăr. Știu că sfatul psihologului, în secunda în care apelez la el pentru o problemă a copilului, este bine, dar vină întâi tu și după aia vedem ce e cu copilul. E același lucru și în cazul procesului călătoria?
Da. Lucrând, deci se întâmplă că poți lucra, deci poți lucra cu un copil pe problemele lui emoționale și în același timp asta înseamnă că te adresezi doar efectului. E ca și cum ai face un tratament simptomatic, doar să înlături un simptom. În schimb, cauzalitatea rămâne acolo și poate răbufni oricând, dacă nu îi te adresezi. Cauzalitatea ar însemna să ne adresăm întregului cadru familial și să lucreze în plan emoțional și nu doar în călătorie, în orice psihoterapie e valabil principiul acesta, să se lucreze cu părinții și cu tot sistemul familial, cu toată dinamica de interacțiuni care are loc în familie. Te rog, câteva dintre cazurile care te-au șocat probabil și pe tine s-au rezolvat, apropo de copii și cumva și părinți. Da, am în memorie, ce-mi vine acum că mă întrebi, este cazul unei fetițe foarte anxioase și foarte care plângea foarte mult, aparent fără motiv, și pe care deci părinții au adus-o. Eu le-am explicat părinților că cel mai probabil trebuie căutată cauza în dinamica familială. Am lucrat cu părinții două ședințe, după care a venit fetița, am lucrat cu ea încă trei ședințe cu fetița. După care am primit feedback-ul de la mamă, eu continuu să-i spun mamei, e nevoie să lucrați și dumneavoastră, mama având o tendință depresivă accentuată datorită unei povești dificile de viață din copilărie, și m-am trezit cu feedback-ul de la mamă, nu știu cum, dar parcă acum are prea mult tupeu. Da, deci se produce, copilul face saltul în conștiință, mai repede decât părintele și se produce o desincronizare dacă părintele nu ține și el pasul. Deci asta a fost pentru mine... M-am văzut că asta se produce și în cuplu. Da. Dacă nu lucrează amândoi. Da, și în același timp în cuplu se mai petrece un fenomen interesant. Aici pot să spun chiar povestea mea cu o relație de-a mea din tinerețe. O relație care s-a rupt brusc în urma faptului că iubitul meu de atunci a plecat brusc din relație și din țară, iar eu nu am avut o explicație a acestei finalități și am trăit un șoc. Nu puteam explica ce s-a întâmplat. În călătoriile pe care eu le-am făcut pe acest subiect, am reușit să înțeleg, deci să depășesc șocul meu. Șocul ne face să devenim egocentrici, să vedem doar perspectiva noastră și să nu mai ținem cont de ce se întâmplă în sufletul celuilalt. Pentru că nu e așa, după ce ți-ai luat-o odată, sufli și în iaurt și iată să-și o mai ia și alții. Dacă ceva de genul ăsta, nu neapărat că și-o ia și alții, dar eram foarte convinsă că eu am dreptate, cum a putut să fac așa ceva, etc., etc. Și în momentul, deci în călătoriile pe care le-am făcut pe subiectul acesta, am reușit să înțeleg și perspectiva lui. Era vorba de niște probleme financiare pe care el n-a știut să le gestioneze altfel decât plecând din țară să muncească pentru bani și că aceasta n-avea legătură deloc cu sentimentele lui pentru mine, că de fapt mă iubea, dar că a vrut să mă scutească cumva de durerea unei despărțiri făcând lucrul acesta. Ce s-a întâmplat a fost că la vreo câteva luni după ce eu am făcut acest proces de eliberare emoțională și de iertare pe care îl presupune procesul călătoria, a fost că m-am întâlnit întâmplător cu această persoană, da, cum se ocupă viața să ne pună în situații de acestea sincronistice și așa netamnisam, mi-a zis vreau să vorbesc ceva cu tine și mi-a spus vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și să te rog să mă ierți pentru tot ce am făcut și tot ce n-am făcut în relația cu tine. Lucru la care nu mă așteptam, am rămas interzisă câteva zeci de secunde, n-am avut bici. După aceea adus aminte că tu ai... Și am realizat că de fapt eu dădusem drumul la ceva, e ca și cum tu, în momentul în care tu te vindeci emoțional, începi să emane altceva către cei din jurul tău și atunci ești un canal, ca să zic așa, de vindecare și pentru cei din jurul tău. Îmi dai voie să implicăm un pic și pe cei care se uită acum la noi, să implicăm în discuție. Da. Vrem să punem întrebarea, ce faceți voi când aveți emoții negative? Cum le gestionați? La ce modalități apelați? Și o să premiem 5 dintre aceste răspunsuri. Vă rugăm să le scrieți în secțiunea de comentarii și o să primiți fiecare câte o carte călătoria de Brandon Bass. Deci ce anume, asta e întrebarea, ce anume faceți voi când aveți emoții negative? Cum anume vă comportați? La ce apelați? Gata, am zis. Și stați în continuare alături de noi, pentru că mai avem o surpriză la sfârșit, Canal 33, în parteneriat cu Journey România și Journey International. Aș vrea să-mi spui că știu că te-ai ocupat mai mult și v-ați ocupat mai mult și ne-am ocupat mai mult despre seminarul care va fi în toamnă. În primul rând, ce se întâmplă la un seminar Journey Intensive
Și de ce va fi special acesta? Fiecare seminar este special. Sunt 3 zile intense. Sunt 3 zile de dimineață până seară. Vineri, sâmbătă și duminică. Vineri, sâmbătă și duminică. 29 septembrie, 30 septembrie și 1 octombrie. În care ne întâlnim în primul rând cu povestea de viață. Doamnei cu ochii albaștri, povestea de viață și modul în care a luat naștere această metodă, în care s-au adunat acest mănunchi de instrumente și care ne dau acum ocazia să lucrăm așa de frumos cu noi. Și în fiecare zi, participanții au ocazia să lucreze unul la unul între ei, asistați de practicieni și de traineri care vin acolo cu foarte mult drag și susținere pentru toți cei care participă. Și voluntar. Și fiecare are ocazia să lucreze și să experimenteze din această metodă. Deci, propriu zis, se aplică în fiecare zi câte unul dintre cele două procese, călătoria fizică sau călătoria emoțională, pentru ca participanții să aibă ocazia să-l experimenteze cu adevărat. Și în energia de grup creată, pentru că știm că atunci când doi vorbesc în numele meu. Da, îmi place că faci tu paralel. De obicei eu îl aduc pe Iisus întotdeauna, pentru că dacă stai să te uiți la acolo, nici mai ai nevoie, sunt toate înțelepciunile, dar pe care nimeni nu le-a tradus vreodată. Și da. Apropo de, știu că au venit și preoți la, da. La seminar. Și spuneau că au câștigat ceva. Da, a fost și un stareț și o măicuță care au venit și care acum lucrează cu copii și în asistența socială foarte mult și folosesc tehnicile, folosesc metoda călătoria, folosesc procesele și exercițiile. În seminar, și ce este special la un seminar, pentru că, da, poți să lucrezi călătoria cu un practician și este minunat. În seminar se adaugă această energie de grup și acea magie că niciodată nu știi cu cine ajungi să lucrezi și de fiecare dată exercițiul celuilalt este și exercițiul tău. Practic tu faci pe același subiect două. Da. Deci ai ocazia odată să oferi, da, să asiști, să ghidezi o călătorie și o experimentez și din perspectiva asta și cam tot ce trăiește persoana pe care o ghidezi are o rezonanță în tine, are un corespondent în experiența ta de viață, în trăirile tale și ai ocazia să fii ghidat. Da, să știi că am întâlnit o obiecție, de ce nu vine cineva tocmai la seminar, altfel se duce la practician, pentru că este frică că dacă greșește cumva în procesul pe care îl oferă celuilalt. În primul rând, fi face rău. Toată partea de experimentare este susținută, cum am spus, de practicieni și de traineri. Și în al doilea rând, ce iubesc eu foarte mult la metoda asta este că este atât de frumos creată, adunată aceste instrumente și puse la un loc, încât îți oferă spațiu ca orice greșeală să fie un mod mai profund și sănătos de a vindeca ceva în tine. Și că nu există până la urmă nimic întâmplător. Da. Asta îmi place și mie foarte mult, că la seminar dăm jos măștile. Deci apărăm fără Photoshop și fără farduri psihice sau fizice. Apărăm așa cum suntem, cu toate rănile noastre. Pentru ca să putem să vindecăm o rană, trebuie întâi să o accesăm. Și atunci Brandon asta facilitează, ea pe scenă, ea exprimă și explică cu o sinceritate dezarmantă durerile pe care ea le-a parcurs în viața ei, mm-hmm. Și asta facilitează în toți participanții accesarea propriilor răni și îi face să se simtă oameni, firești, fără, cum spuneam, fără să mai pretind că eu sunt perfect și că eu n-am avut niciodată niciun fel de problemă. Deci ne face, dacă vrei, să ne accesăm umanitatea noastră și să lucrăm acele zone rănite din noi, cu o blândețe, cu o acceptare, cu o bunăvoință,
care crește, dacă vrei, partea asta umană din noi. Ne mai smerește puțin, ne face mai toleranți, mai iubitori până la urmă. Deci, într-adevăr, e o adevărată magie, cum spunea Maria, și este și foarte multă informație, se învață efectiv procedeul călătoria, dar pentru mine ce e mai prețios decât această cantitate mare de informații și procedeele prin care Brandon ne poartă, este această atmosferă de la suflet la suflet, de comunicare între participanți, care ajung să se simtă ca frații. Că nu sunt decât o oglindă unul pentru celălalt. Exact. Și vedem că toți suntem oameni și că, indiferent de, eu știu, criteriile prin care noi ne-am deosebi, avem cu toții aceleași emoții. Poate unul are un venit mai mare, altul mai mic. Poate unul are dar o profesie. Dar rănile sunt aceleași. Dar rănile, exact. Este omenescul din noi, are răni universale, are nevoi universale, are emoții universale. Colegii mei au pus deja pe ecran un link, așa că trecem cumva la a doua surpriză a emisiunii, dar nu uitați de cărțile Călătoria și puteți să ne scrieți un mesaj la comentarii. Așa. Răspunsul la întrebarea: ce faceți voi când aveți emoții negative? Super. Și dacă din ce ați auzit până acum ați simțit cumva chemarea să mergeți mai departe, adică să o întâlniți pe americanca cu rădăcini românești, pentru că este pe un sfert româncă și cu ochi incredibili și cu o poveste incredibilă. Eu am zis la un moment dat că Dumnezeu i-a dat atâtea experiențe, multe dintre ele negative, tocmai ca acum să poată înțelege pe toată lumea și să poată fi maestru care este. Seminarul este la sfârșitul acestei toamne, e 29 septembrie, 30 septembrie și 1 octombrie și Maria, explică-ne, te rog frumos, care este cadoul pe care Canal 33 împreună cu Journey îl oferă în această seară. Cu multă bucurie. Prețul la acest seminar, în acest moment, până pe 15 septembrie, este 397 de euro. Și accesând linkul pe care îl vedeți în imagine, care este thejourney.partners/canal33, dar el rămâne, pentru că... Da. Veți accesa o pagină unde rugămintea este să lăsați prenumele și adresa de e-mail pentru a putea primi e-mailul cu pașii, în care primiți un cod promoțional pentru o reducere de 100 de euro. Și această reducere este oferită pentru primii 33. Suntem la Canal 33, da. Pentru primii 33 și este valabilă până la sfârșitul lunii august. Așa că înscrieți-vă acum, ca să zic așa, sau vă așteptăm cu drag. Este o bucurie să putem să întâmpinăm cât mai mulți oameni și să le dăm ocazia cumva să facă curățenia de primăvară, de toamnă. Eu îi spun de tartraj. De suflet. Și în corpul lor. Pentru că este o ocazie să pornești de la trup și să vindeci și trup și suflet. Și asta ce-l aduce în viața de zi cu zi? Că știi, e frumos, dar după aceea începi și spui, bine, dar eu am probleme, am factul de plătit, am copii de crescut. Care e beneficiul în viața de zi cu zi? Sunt multe beneficii. În primul rând, așa foarte simplu, te simți mai ușor. O doamnă mi-a spus, mă simt de parcă am dat jos o șubă groasă de pe umeri, pe care o purtam zilnic, indiferent de anotimp. Deci un sentiment de ușurare, de eliberare, un sentiment de firesc, un sentiment de sinceritate cu tine însuți și cu ceilalți și eliminarea celor blocaje care ne țineau pe loc și nu ne lăsau să funcționăm. De exemplu, am lucrat cu o doamnă care nu putea să conducă, avea o anxietate foarte mare în momentul în care se urca la volan și lucrând procesul călătoria și exprimând și eliberând emoțiile negative pe care ea le reprimase și care apoi s-au răbufnit în acest fel, da, sub forma anxietății la volan, mi-a scris, deci la două, trei zile așa după proces, după procesul călătoria, mi-a scris, m-am urcat la volan și am condus fără nicio problemă. Deci genul acesta de beneficii, tot ce ne bloca până acum să funcționăm
normal și să trăim la maximul nostru de potențial. Sunt artiști care se sufocă datorită tracului, da? Aceea înseamnă niște emoții pe care eu le-am blocat, o anxietate de performanță sau o voce a părintelui meu de când eu eram mic care îmi spunea nu ești în stare de nimic sau îmi doresc și eu un copil normal sau eu știu ce alte mesaje negative am mai primit noi de la părinți, fie că e artist, fie că e vorbit în public. Și care ar fi cele mai, să spun, comune somatizări care se pot nu știu cum adresa cu călătoria? Da, care se pot șterge, care se pot încă o dată, cred că e important de spus că în orice terapie de acest gen în care nu te duci la medic și medicul te rezolvă, că e importantă intenția pe care o pui tu și e important dorința pe care o ai cu adevărat să te faci bine. Dacă cineva își dorește cu adevărat, care sunt cele mai comune, să spun, somatizări? Ale emoțiilor negative, da? Deci apare senzația de nod în gât sau de ștrangulare, de sufocare, în un disconfort precordial, deci în capul pieptului, senzații de amețeală pot fi, senzații de greață, cum spunea Maria, sau chiar vomă, atunci când noi respingem o situație datorită, o situație sau chiar viața însăși sau o persoană datorită unor emoții pe care negative pe care acea persoană sau acea situație ni le trezește, pot fi insomnii, deci care se datorează emoțiilor și negative. Și sunt diagnosticabile? Pot fi chiar și bolile gen ulcer. Deja e încetățenită ideea că stresul generează ulcerul, deci că ulcerul apare pe fond de stres, bolile cardiovasculare, bolile autoimune. La extrem, bolile autoimune și la extrem chiar și cancerul, se pare din ce în ce mai mult se promovează această idee că a avut la bază un șoc emoțional sau un stres emoțional care a săpat zi de zi. Deci chiar dacă n-a fost un șoc, ceva care să intervină brusc pe neașteptate, dar a fost un factor emoțional, un stres emoțional negativ, care zi de zi a săpat în rezistența psihică a omului. În ultimele minute, Maria, am văzut pe spate câteva fotografii ale echipei de practicieni sau de traineri Journey. Din ce medii vin? Oh, din toate mediile. Sunt medici, sunt psihologi, sunt ingineri, sunt sociologi, sunt terapeuți în terapii complementare, sunt corporatiști, în ultimul rând, da? Avem colegi care au descoperit plecând de la propriile, să zic, nevoi sau propria descoperire de sine și da, lucrează în corporații. Jurnaliști, da. Oare de ce? Da. Îmi amintesc și acum prima întâlnire cu Brandon Days, m-am dus să aflu informații și ea tocmai aflase că are această rădăcină din România și tocmai își văzuse locul în care s-a născut mama ei, drept pentru care o oră jumate am plâns amândouă și cumva m-am prins că călătoria este altceva decât informație și că mintea poate să se odihnească un pic și trebuie să trezească altceva. Dar și eu am fugit timp de emoții. Dacă ar fi acum, nu știu, să adresați un mesaj lor, celor care se uită, și ultima care adresează mesaj este chiar Brandon Bates, care ar fi, apropo de întâlnirea din septembrie? În corda! Corda! Iubiți-vă suficient de mult încât să vă pese de sănătatea voastră fizică, psihică, de relațiile voastre și de cum vă trăiți viața. Și decideți că este momentul să faceți o schimbare. Eu vă aștept cu drag. Mesajul meu se referă la multa suferință emoțională care există în lume și despre care lumea nu vorbește sau vorbește încă prea puțin. Și cred că e timpul să dăm la o parte toate capacele de pe această suferință emoțională. Până acum n-am făcut-o pentru că nu aveam instrumente cu care să lucrăm această suferință emoțională și să o eliberăm de acolo. Acum cred că a venit timpul să o eliberăm pentru că ni s-a dat cel puțin un instrument, noi vorbim despre acest instrument sau acest set de instrumente, călătoria cu care să adresăm această suferință emoțională și să o eliberăm din sufletele noastre, din corpurile noastre, din sufletele și corpurile copiilor noștri, ca să putem să trăim liberi și chiar să ne bucurăm de viață. Merităm să trăim sănătoși și când o fi să plecăm de aici, să plecăm sănătoși. Și da, și eu mai spun că indiferent care e motivul pentru care faci un pas pe drumul spre tine, pe călătoria spre tine și spre sufletul tău,
Găsește scuza aia. Eu am găsit scuza că eram ziarist și că trebuia să aflu mai multe informații. În realitate știam că, da, a venit timpul să-mi dau jos măștile. Și asta a fost probabil foarte greu. Vă doresc să nu ajungeți cu cuțitul pe rană ca să faceți acest pas. Vă doresc să vă descoperiți sufletul și să vă dați jos măștile înainte ca ele să facă puroi pe acolo. Dar și dacă au făcut, vestea bună este că există soluții și că se pot cu iubire, cu înțelegere, nu cu foarte mare suferință. Poate suferința e provocată de rezistență, nici de cum de altceva. Și că în momentul în care te lași să zbori, chiar zbori. Chiar suntem făcuți să zburăm, să zburăm liber, să fim fericiți. Nu trebuie să ne sacrificăm, nu trebuie să suferim. Și orice lucru vine în calea noastră nu e altceva decât o reflecție a ceea ce avem în interior. Și e până la urmă un joc. E o piesă de teatru pe care noi am ales să jucăm. Și atunci haide să o jucăm. Poate astăzi suntem în rolul împăratului. Mâine vom fi în rolul cerșetorului. Ei, și cum te simți dacă ai fi cerșetor? Cum te simți dacă ai fi împărat? Aș putea să vorbesc, cred că non-stop, despre frumusețea pe care am descoperit-o la mine în suflet. Pentru că Brandon Bass nu mi-a adus altceva decât o oglindă minunată și în care am descoperit cel mai frumos lucru de pe lume pentru mine. Pe mine. Vă doresc din suflet să aveți parte de același lucru. Doresc să vă întâlniți cu aceste două doamne minunate și cu mine și cu toți colegii noștri practicieni la sfârșitul septembrie. Oricum noi ne întâlnim în fiecare săptămână la Sănătate, Trup și Suflet și de aia se numește Sănătate, Trup și Suflet, pentru că vorbim despre cum să fim sănătoși plenar și holistic. Și cum spuneam, ultimul cuvânt îl are Brandon Bass. Hi, I'm Brandon Bays, and welcome to Channel 33 in Romania. And you know, life has a way of being perfectly designed, and I'm so looking forward to coming to Bucharest this September, and I look forward to seeing you at the Journey Intensive. Until then, many blessings.